S-au scris și s-au spus multe legate de parabola evanghelică în care un om oarecare, Luca 14, adică Domnul însuși, a organizat o cină bogată. Iar cei invitați de el, prietenii săi, nu au venit invocând diferite motive, mai mult sau mai puțin puerile, însă toate lumești. Dintr-o dată distingem primul înțeles. Domnul îi cheamă la o altfel de cină, mai precis la cina euharistică. Pricepe masa din expresia, veniți că iată, toate sunt gata. Însă prietenii săi au invocat scuze care țin de lumescul imediat. Bacă ogorul, bacă animalele, bacă femeia. Toate pe etaj instinctual, pe palierul necesităților imediate, care puteau fi amânate, doar era seară, pentru părtășia bucuriei cu prietenul lor, adică Dumnezeu însuși. Iar acel toate erau gata seamănă răzbit și cu faimoasele cuvinte din Cartea Afacerii. Și a văzut Dumnezeu că este bine. Așadar, totul tocmit și rânduit ca la carte în ambele cazuri. Asemănările continuă și prin faptul că invitația era pentru cină, dar și în Cartea Afacerii ni se spune și a fost seară și a fost dimineață. Mai enigmatic pare pasajul în care cei de pe uliță sunt siliți să intre la cină în absența celor invitați de drept. Cum poate Hristos să oblige pe cineva să se împărtășească? E drept, unii teologi au asemuit petrecătorii obligați să intre la masă cu ereticii care trebuie aduși prin forță la credință. Nu despre asta este vorba, ci despre faptul că împărăția lui Dumnezeu, preînchipuită prin cina euharistică, se dobândește cu eforturi, cu silință, chiar renunțând la programul tău obișnuit, la tabieturi și angarale. Așadar, masa este bogată, miile de potire ne așteaptă chiar acum.